mulți ani, domnilor, domnișoarelor și domnilor, pe 2017, Viorel Paisan și Danu Laru vă invită în acest an la o serie de emisiuni Sportul de Vrancea, mult mai interesante ca anul trecut. O experiență pe care o am de atâția ani mă obligă și mă determină ca și în anul 2017 să vă prezint emisiuni din ce în ce mai la obiect, mai bune și mai performante, la fel ca și Sportul de Vrancea. Vrem să avem performanțe în sportul din Vrancea din ce în ce mai mari. Rămâneți alături de noi. A ieșit și soarele. A început emisiunea Sportul de Vrancea. La mulți ani, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, vă spune Viorel Paisan și Dan Olaru. Prima emisiune din 2017, să fie cu noroc, la mulți ani, bine v-am regăsit, continuăm împreună de foarte mulți ani, un an 2017 important din toate punctele de vedere pentru sportul românesc, dar și pentru sportul din Vrancea. Sportul de Vrancea merge în continuare alături de dumneavoastră. Viorel Paisan vă promite mai multe emisiuni în 2017. Avem un nou format din începând cu anul 2017, vom face emisiuni doar de 30 de minute, emisiuni mai comprimate, mai consistente, mai la obiect, dar și mai atractive pentru dumneavoastră și posibil de urmărit mai în scurt timp. 30 de minute dedicate sportului de Vrancea și sper împreună astăzi cu invitatul meu special să povestim despre mult mai multe lucruri importante care au trecut în 2016 în sportul din Vrancea, dar vor veni și în 2017. Permiteți-mi să vi-l prezint, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, pe primul invitat special în 2017, nimeni altul decât domnul director Daniel Gongu. Bună ziua, la mulți ani și dumneavoastră și telespectatorilor noștri. Suntem într-o zi de muncă, zi de muncă după vineri 13, astăzi este sâmbătă 14, suntem la biroul Direcției Județene pentru Tineret și Sport Vrancea, în biroul domnului director Daniel Gongu și îmi permit să demarăm în trombă emisiunea și anul 2017 din punct de vedere sportiv. Dar întotdeauna nu plecăm la drum fără să ne uităm un pic, să tragem o linie, să facem o mică analiză a anului care a trecut. 2016 a fost un an bun pentru sportul din Vrancea, domnului director Daniel Gongu. Pentru sportul de Vrancea, da. A fost, deci rezultatele pe care le-am avut în 2016 au fost peste rezultatele din 2015. Am făcut o analiză la sfârșitul anului, analiza pe care o facem mereu pentru gala sportului vrâncean. Anul acesta s-a numit gala laureaților sportului vrâncean. Un an mai bun, rezultate mai bune, puncte mai multe strânse de sportivii noștri. Ce să vă zic, la începutul anului părea un an foarte bun din punctul nostru de vedere al angajaților Direcției Județene pentru Sport și Tineret Vrancea. Au venit bugete mai mari, 25% în plus pe sport, pe activitate sportivă, 50% în plus pe bunuri și servicii, bani care se duc în utilități, de exemplu ceea ce se plătește la sala polivalentă, reparații care se fac prin tabără sau la polivalentă. Însă știți cum este, de multe ori se întâmplă că ceea ce începe bine se sfârșește rău. Luna decembrie a fost o lună... Sau cum spune legea lui Murphy, un loc care începe rău se termină și mai rău. Nu, luna, la noi să știți că sunt într-un an de zile, vreo 3 luni de zile sunt mai liniștite. Maxim 3 luni de zile. În rest avem, mai ales acum, de exemplu, la începutul anului, avem strângerea de solicitări pentru noul calendar. De exemplu, eu mâine, duminică, plec la București că vreau să fiu la ora 8:30, că așa am înțeles, la 8:30 vine și domnul ministru. Vreau să fiu acolo, să încerc să intru pentru că au apărut mai multe probleme. Până la ajunge la domnul ministru să termină cu anul 2016. Și, nu, de asta, pe ei făceam o legătură aici. Și de asta zic, deci este mult de muncă. Cum vă spuneam, anul a început bine din punctul nostru de vedere. S-a sfârșit foarte prost. În primul rând, cel mai important lucru și cel mai grav lucru care ni s-a întâmplat a fost amputarea
A două membre ale instituției, vorbim și aici, mă refer la un număr de 8 persoane, care 8 posturi care ne-au fost tăiate din organigramă, din statul de funcții, n-a știut nimeni nimic, ne-am trezit cu hârtia pe 28 decembrie. Tăiate de către minister? De către, nu neapărat de către minister, și aici pot să o spun direct, de către doamna ministru Lipă. Una e să ia decizia ministerul și alta e să o ia ministrul efectiv. Care a fost motivarea? Niciuna, deci nu știm nimic, am cerut și noi conform legii 544, legea care permite accesul la informațiile publice, mai ales că noi suntem direct implicați, noi suntem parte vătămată, m-aș putea considera aici, aș putea considera instituția noastră. Au mai fost direcții județene în jur de 15-16 direcții au fost, din ce știu eu... Cu ce diferă aceste 15-16 direcții în care intră și Francia față de celelalte? Celelalte nu aveau angajați detașați. Noi, deci noi ni s-au tăiat posturile care erau ocupate prin detașare. Nu am fost lăsați în 2016 să angajăm personal. În ianuarie ne-a venit o adresă, un ordin de ministru prin care ni se interziceau aceste concursuri, deci concursurile pe post. Vorbim de 4 posturi din tabără, un post de la sala polivalentă, un post de la baza turistică și 2 posturi din direcție. Sunt 8 posturi care ne-au fost tăiate, nu mai avem administrator în tabăra Gălăciuc, în centrul de agreme Gălăciuc, nu mai avem paznic, nu mai avem decât... Bun, ce mai avem? Mai avem ceva? Un singur om care are, deci, un personaj, cel mai vechi personaj din tabără. Cel mai vechi angajat de acolo are 36 de ani de zile de când este angajat. Vechime. Dar, și chiar face față în condițiile astea, nu, în tabără. Chiar ieri a coborât din tabără, a venit din tabără ca a stat peste noapte o doamnă pe care am însărcinat-o cu această problemă, o colegă de aici, de la noi, din instituție, și mi-a zis că vrea să iasă în șomaj această persoană, singurul angajat care a mai rămas acolo, pentru că nu mai face față. Gândiți-vă că acolo ninge non-stop, este foarte frig. Deci dacă la Focșani sunt temperaturi de minus 15 grade, cum au fost, și minus 18 grade, chiar acolo sunt minus 28 de grade, totul îngheață, totul plesnește. Și nu poate să muncească de unul singur, să golească instalații, pentru că nu vorbim de... Lucrurile astea sunt cunoscute ministerului, doamne. Bineînțeles. Ministru. Am trimis o adresă, n-am primit niciun răspuns, bineînțeles. Probabil acea adresă am ototolit-o și aruncat-o la coșul de gunoi, așa cum a făcut și cu noi, efectiv, cu instituțiile pe care noi le conducem. Am dat un termen până pe data de 4 sau 5 să ne dea un răspuns în scris noul ministru. Normal, noul ministru nu are nicio vină. Aici a luat-o, așa primit, a luat acest ordin, l-a luat ca atare și de aceea vreau ca luni dimineață să primească. Deci prima din 2016 a fost amputarea acestui opusturi. Cea mai urâtă. A mai fost o chestie pe care, din punctul meu de vedere, nu văd oportună, însă aspectul cu sala polivalentă, cu trecerea salii polivalente. Din ce știu eu, nu 100%, luni mă voi lămuri, mă voi edifica în acest sens. În august s-a dat o decizie prin care nu considera oportună trecerea salii polivalente la salii sporturilor. Doamna ministru, totul decide doamna ministru. De fapt, o comisie, a fost întâi o comisie din minister, ex-ministru Lipă, da, de n-ar mai fi fost. Deci a fost în primă fază în august o comisie care nu a dat aviz de oportunitate pentru acest transfer. După aceea, subit pe 7 decembrie, doamna ministru s-a sucit și a dat acceptul, din ce știu eu, în proporție 90%, fără comisie, fără nimic, ceea ce ar trebui să fie este clar un abuz în serviciu, dar în fine, luni chiar mă voi interesa personal de chestia asta, pentru că noi am solicitat aceste hârtii și nu ne-au venit, ceea ce ne ridică anumite semne de întrebare. Așa și... Și în condițiile care nu ar fi decât o decizie... Poate fi atacată. Poate fi atacată? Bineînțeles, dar nu este legal, eu nu voi semna aceste lucruri. Deci, pentru că se va face un protocol de predare-primire pe care eu nu voi semna, pentru că eu nu semnez pe decizia unei persoane. Chiar dacă este ministru în funcție, sau fost ministru. Eu semnez când este legal. Bun, dar proiectul de hotărâre de Consiliul Local care a făcut acest demers, deci, nu a avut la bază cel mai... juridic... Acest a avut doar o adresă prin care își dea acceptul. Nu a venit nicio adresă din partea unei comisii, unde semnează membrii comisiei. Deci este o procedură întreagă. Eu am terminat și dreptul și știu și eu să citesc o hârtie. Știu ce trebuie să conțină un astfel de transfer. Acolo nu scrie clar unde pleacă această entitate, acest imobil, sala sporturilor.
Primăria a și forțat puțin nota din punctul meu de vedere. Am ridicat această problemă și am spus-o și o voi repeta public. Voi ataca și hotărârea de guvern dacă este să iasă așa. Ministrul, eu rămân la părerea că doar ministrul și-a dat părerea și de asta zic, mă refer la doamna, fost ministrul Lipă și nu zic de minister, nu folosesc termenul de minister. Deci ministrul și-a dat acceptul pentru un imobil și scrie foarte clar acolo, imobilul se repetă în 20 de ori de imobil, iar primăria, prin hotărârea de consiliu local, solicită și preluarea sediului direcției, sediului unde ne aflăm noi, ceea ce nu este normal. În 81, când a fost construit acest imobil, a avut o direcție foarte clară și o destinație foarte clară, direcția pentru sport, la vremea aceea, sau Consiliul Județean pentru sport. Noul ministru în funcție va putea avea un cuvânt de zis în această situație? Sunt convins că poate anula acest ordin. Deci sunt convins, de aceea vreau să vorbesc personal cu dumnealui. Îi ridic asta mâine, duminică, 15 ianuarie, la București. Duminică plec la București, ca luni la 8 dimineața, la jumate să fiu la București. Domnule director Daniel Gongo, pe nou format al emisiunii Sportul de Vrancea de 2017, în 30 de minute, caut să vorbesc cât mai puțin, dumneavoastră, invitați să vorbiți cât mai mult, dar să ne referim un pic și la sport. La sport, am lăsat aceste probleme, s-au dus, sper să nu fie probleme. Sportul 2016 s-a ridicat la nivelul... Am avut mai multe, deci în 2016 am avut mai multe, cu vreo 30% mai multe competiții față pe care le-am finanțat față de 2015, pentru că am avut și bani mai mulți. Știți cum este, când îți vin bani, ai și valoare, deci poți să ajuți mai mult. Anul acesta așteptăm bugetele, noi am trimis deja o propunere, o sumă pe care am solicitat-o și pe care ne-am dorit-o ca să ne desfășurăm activitatea în condiții foarte bune. Acum, chiar ieri am vorbit cu directorul general, directorul economic al ministerului. Nu ajunsese încă hârtia, deci poșta militară nu a ajuns încă la București. A fost Codroș. Datorită situațiilor... Din cauza situației cu zăpada. Însă 2016. Eu sper ca noul ministru... Este un ministru, din ceea ce știu, nu știți că eu nu prea am periat în viața asta multe personalități, multe persoane. Începeți cu el. Și am și spus, nu e vorba de periat. Eu încep cu o dorință, cu o speranță. Noul ministru este mai tânăr decât mine cu 2 ani de zile, 2 ani și o lună. Este aceeași zodie. În fine, din ce am aflat informații, da, și mi-a făcut și un avantaj, nu știu, nu mie personal, este inițiatorul legii împotriva francului elvețian, deci sper să mă ajute legea pe care a dat-o domnul ministru, mai pe mine personal, că am un necaz mare cu francul acesta. Și da, deci este o persoană deschisă la dialog din ce am aflat, trebuie acum să mă conving de acest lucru și ascultă subalternii. Asta mi-a spus domnul Dumitru Dilă, comisarul șef de la OJPC, de la Oficiul Județean pentru Protecția Consumatorului, pentru că a fost șef aproape un an de zile. Și mi-a spus, Dani, ai speranțe mari că, într-adevăr, ascultă. Asta ne trebuie nouă. Din păcate, am avut șefi la minister care nu ne-au ascultat. Când a fost și minister sau când a fost autoritate națională pentru sport și tineret, am avut, știți că vorbeam și despre, făceam noi un clasament al miniștilor un an și ceva de zile. Da, doamna Lipă ocupă acum cu brio locul, ultimul loc, să știți, pentru cele două greșeli din care l-a făcut. Greșeli pentru că nu ne-a consultat. Aici mă refer. Nu poți să tai 8 posturi dintr-o instituție, 25% din posturi, pentru că eram 33 și a tăiat 8, deci un sfert din ele, fără să întrebi. De aceea, sportul din Vrancea, sper să aibă de câștigat, de aceea mă zbat să ajung la domnul ministru. Eu nu cred că îl va deranja, voi fi foarte insistent să intru la dumnealui, pentru că una este să vorbești prin hârtie și altă să vorbești personal cu ministrul, să ridici. Am 3 puncte mari și late de discutat cu dumnealui, n-am ce să notez în agenda, că eu le trăiesc cu ele pe mine și la 4 dimineața, dacă mă treziți, eu știu care sunt problemele din Vrancea, știu unde s-a greșit, știu unde s-a făcut bine și unde lumea este mulțumită. La gala sportului vrâncean am vorbit cu toată lumea, de aceea am făcut-o și într-un loc separat. A fost o premieră. Da. Aș vrea să facem o discuție despre gală una chiar separată. Da. Dar ca să închide problema aceasta cu rezultatele sportului, s-a făcut un clasament mai bune, s-a făcut niște mult mai bune față top-uri. Da. E adevărat că, din păcate, s-a constatat în 2016 o lipsă
foarte, foarte mare la multe, multe cluburi, de a se face un clasament al sportivilor din cluburile respective, da, de pe ramuri, de sport, aici, asociații, și de ține, că, au cam lipsit lucrurile astea, nu au mai fost rezultate sau care este explicația pe care o dați? Știți, veșnica problemă, veșnica, de fapt, acum s-a lămurit toată lumea, cu, mai ales la început, când am venit în 2009 aici la direcții și am făcut clasamentele în funcție de acea grilă a MTS-ului din legea 69/2000 și mulți m-au acuzat că, domnule, că vine Goncu și face matematică. Da, e matematică aici la noi. Scrie și în legea sportului, legea 69/2000, scrie foarte clar, este aritmetică. Este aritmetică, deci facem punctele conform aritmeticii. Ai luat o medalie de aur, are 15 puncte la, pentru seniori, pentru tineret, 25 puncte la seniori. E matematică, simplu. S-adună, sigur. Aduni medaliile, pentru că nu putem, ne întâlnim noi doi, Dani Gongu și cu Viorel Paisan, hai să vedem cam cum ni s-ar părea nouă că ar merita mai mult un sportiv. Nu este așa ceva. Nu, matematică, ai obținut 7 medalii pentru că așa, pentru că așa îi demoralizez pe ceilalți care au poate rezultate mai bune, matematic vorbind. Am 3 medalii de aur și iau un loc mai bun altul care a avut 5 medalii de argint. După nu medalii e adăunat chiar și la nivel mondial și la nivel de Jocuri Olimpice. Dar peste mulți sportivi pentru în goana după o medalie au făcut orice se poate face chiar și lucruri care nu au fost regulamentare. Și s-a văzut cu cazul rușilor și... Acest lucru va trebui urmărit următorii ani vis-a-vis de știu eu, a reușit să obții o medalie, dar și în ce condiții aici este... Da. Medalii, ce să mai spun? Eu sunt dezamăgit total de această olimpiadă. Am vorbit cu Alin Petrache. Suntem amici, mi-a fost șef la minister. L-am văzut consilierul doamnei primar Gabriela Firea. Nu știam, dar mă bucur pentru el. Este un băiat dezghețat, este tânăr, îmi place de el. Am vorbit cu el înainte, chiar înainte de și după olimpiadă. Înainte de olimpiadă i-am zis, zic, Aline, nu cred că ai, ne permite să vorbim, da. Nu există formalități între noi. Zic că s-au luat 9 medalii la ultima olimpiadă, vorbim de cea din 2012, zic că acum nu văd să iei mai mult de 5. Și după aceea am vorbit și că ai avut gura pocită. Zic, n-am avut gura pocită. Eu simt realitatea la firul ierbii, cum se spune. Eu sunt aici între ei. Nu mai există un plan. Din 2012 n-a mai fost un plan, un proiect pentru sport în țară. S-au făcut lucruri de avamă. Sper ca domnul ministru Dunca să fie un personaj la 2016, da, reveni la 2016. Da, sper ca domnul ministru să gândească cum trebuie și îmi voi permite să-i sugerez anumite lucruri. Am o experiență de 7 ani de zile pe funcție de conducere în sport și chiar îmi petrec foarte mult timp cu profesorii, cu sportivii, îi văd și eu zic că pot să-i dau niște sfaturi. Primul sportiv la CSM 2007 a fost un reprezentant al artelor marțiale. Foarte multe rezultate au obținut artele marțiale. Au dominat topurile chiar și la gala sportului. Da. A fost anul artelor marțiale? Nu. Sau nu. Este Francia un județ unde se practică mai mult artele marțiale de am ajuns atât? N-am făcut o comparație cu celelalte județe. La arte marțiale, știți care este chestia? Te duci la o competiție, am urmărit, nu dau nume, am urmărit sportivi în top. Au fost primii 4, au fost arte marțiale, am zis 2 să fie de la Clubul Sportiv Unirea, 2 de la CSM 2007 Focșani, a fost Fusaru, Andrei Arginteanu de la CSM 2007, iar de la CSM Unirea au fost 2 sportivi. Azi 2 sportivi erau mai au devenit recent cu rezultate și am zis pentru că știți care e chestia, dacă făceam top 10 la neolimpici, că artele marțiale intră la neolimpici. Mai puțin taekwondo. Taekwondo este singura disciplină din artele marțiale care este sport olimpic. Din primii 10, cred că 9 erau de la arte marțiale. Și am zis, nu, luăm primii 2 cei mai buni de la CSM, primii 2 cei mai buni de la CSU. Și am dat o șansă și celorlalți de la șac să fie premiați. E mai ușor să obții o medalie la artele marțiale decât la celelalte sporturi. Te duci la o competiție, am urmărit, participi la 5, că ai kata, că ai nevaza, că ai mai multe stiluri acolo și faci 500 de puncte într-o singură zi. La o singură competiție și pe locul întâi în Franța. E corect? Nu
este corect. Bun, doamne director, de aceea am și luat decizia. Revin la gala. Nu dăm după... Gestionăm foarte bine timpul emisiunii. Revenim la gala sportului din 2016. Eu am apreciat-o și într-un articol Sportul de Franța. A fost ceva inedit față de ediția de acum 2 ani. Ediția de anul trecut a fost una... Acum 2 ani, mă scuzați că vă întrerup, a fost nu greșeala noastră, acolo a fost o ambiție personală a unei singure persoane din primărie. Mă bucur că nu mai este în primărie acea persoană, să nu facem împreună. Nu poți să mă anunți marți și să-mi spui că joi când trebuia să fac împreună, deci noi direcția să facem împreună cu primăria, să facem premierea sportivilor, să mi se spună nu vrem să facem, vrem să facem singuri. Nu candidat direcția la niciun post, nici de primar, nici de nu știu ce, deci nimeni din instituție. Am făcut o an de zile împreună cu primăria, noi am făcut clasamentele, primăria a mers clar pe ceea ce am dat noi. Au vrut ei să împartă banii cum au vrut să facă pe Moș Crăciun, e problema lor. Deci eu nu pun la suflet chestiile astea, sunt mulți cu toate ale fiile. M-am săturat de toată lumea, de toți parveniții și toți parașutații pe toate posturile. Și am luat decizia, cu primarul am discutat anul acesta, cu domnul primar Misailă, m-a întrebat dacă vreau să facem împreună și am zis nu. O facem separat, că vreau să fac ceva deosebit. Drept dovadă, rușina pe care a trebuit să o iau și sume, nici de cum eu, altă persoană, pentru că a trebuit ca în 2 zile să găsesc un spațiu, toate spațiile care la sfârșit de an, cu sărbători, erau ocupate și am făcut ceea ce am făcut, a fost o rușine. Și a trebuit să fie rușine acele persoane și să știe cine e acea persoană sau persoana știe, a umilit sportul din Vrancea. Anul acesta am vrut să fac ceva frumos și eu zic că a ieșit ceva deosebit. Deosebit. A fost această decizie luată pentru a-i aduce împreună pe toți. Oficialități, a venit aici din partea Consiliului Județean, a venit domnul vicepreședinte Ionel cel Mare, din partea prefecturii municipiului Focșani a venit domnul subprefect George Bazilescu, din partea primăriei a venit domnul primar Misailă, deci aici clar sportivii s-au simțit în mijlocul celor care sunt în sport. Au venit antrenorii, au venit sponsorii, deci persoane care sunt implicate activ cu bani, pentru că fără bani nu poți să faci, deci am invitat din toți. Pe toată lumea și am stat cu toții la un loc și a durat până la ora 3 dimineața, ca să știți, deci știți cum e, mai mult decât la unele nunți, deci s-au simțit foarte bine oamenii, pentru că n-au stat din obligație, au stat de plăcere, să știți. A fost frumos. A fost frumos și un cadru superb și am zis, m-au ajutat unele persoane din oameni de afaceri și cu bani, pentru că noi nu avem buget la instituții, deci noi nu putem plăti acest protocol, nu avem bani în protocol. Ne-am descurcat, diferența am pus... 2016 a adus și reînființarea echipei de fotbal la nivelul municipiului Focșani. Da, vom foarte... avea un nou fotbal. Da, avem deja. Avem fotbal, mă bucur, băieții... Nu, după promovare vom avea fotbal. Ajungem în Liga a doua. Pentru că deja Liga întâi vorbim de niște bani, vorbim de alte sume, alte... Dar Liga a doua e cam locul nostru? Eu zic că da. Eu zic că merită mai mult decât Liga a treia. Eu sunt convins că băieții vor promova Liga a treia anul acesta. Mi se pare că am un singur egal, nu? Dacă nu știu. Da, sunt pe primul loc. Sunt pe primul loc cu un singur egal, în rest numai victorii. Mă bucur de acest lucru, mă bucur că primarul Misail a luat această decizie. Vor fi acțiuni de reconstrucție, de renovare la stadionul Milcopul, din câte am înțeles. Nu cunosc. A început construcția unui bazin olimpic de not în Focșani. Acolo vorbim de acela, este făcut nu de primărie, de Consiliul Județean. Este un bazin olimpic în Focșani, este construcție. Eu voi fi la inaugurare și dacă va fi vorba de abonamente, voi cumpăra primul bilet și pentru fiica mea va fi al doilea. Okay. Asta să știți că acest lucru l-am făcut și atunci când eram președinte al CSM 2007 Focșani, când am introdus acele abonamente pentru echipa de fotbal, am fost primul care a cumpărat acel abonament, după aceea de acea vreme, mereu am vrut să transmit un mesaj de bine. Acum de bine cum și pe sportul de braci. Da. Mult succes în activitatea de 2017. Și de aceea vreau mereu să dau mesaje. Unii le primesc bine, alții, pentru că nu toți au mulți neuroni în cap, mai sunt și răutăcioși, mai sunt și răutăți la mijloc. Depinde, fiecare, eu v-am zis, sunt uns și eu cu niște alifii și m-am săturat. Asta trecut sunt destul de tăbăcit și eu și am văzut și bune și rele. Avem echipa de Liga I de handbal care a avut un parcurs mai bun decât am trecut. Spectatori,
cât aproape capacitatea sălii sportive? Chiar la virgulă a fost. Exact. Chiar a fost sala plină. Da, mă bucur că există acest fenomen. De fapt, încă există, că a redevenit un fenomen iubit de focșăneni, de vrânceni, că nu vin numai din Focșani. Eu am spus pozitiv. Mă bucur. Vin bani acum mai mulți la CSM 2007. Directorul Viorel Ciubotaru a văzut că este o persoană implicată. Primarul de asemenea. Nota 10. V-am zis, am criticat persoanele care au dat cu băta în baltă. Apreciez și o spun public. Deci asta nu înseamnă că ridic în slăbi sau nu știu ce. N-am niciun avantaj din partea primăriei, nici din partea nimănui. Eu vreau să fiu echilibrat în declarații. Cine face treabă bună, o spun public, bravo și felicit. Cine face treabă proastă, nu mi-a fost niciodată frică să spun că credă cu buta în baltă. Corect. Mai am și o altă exprimare, dar sper să... Nu e caz. Data viitoare. Da. Deci 2016, ca să încheiem cu 2016, un an bun față de 2015. Aș vrea să-l încheiem totuși cu un comentariu pe care vi-l cer vis-a-vis totuși de faptul că în continuare Vrancea, Focșaniu, cluburile de vârf ale Vrancei sportive, pierd din sportivi, da. Pleacă. Care ar fi totuși, până la urmă, soluția, antidotul pentru a ține sau ce facultăți aici? Deci dacă observați, dacă veți observa, sportivii de foarte mult care pleacă, anul acesta l-am pierdut și pe Ionuț Dogaru, în urmă cu vreo 3 ani de zile, exact numărul 1 județ, pleacă mereu. Mai era cel care a plecat la Steaua. De ce se duc la facultate? Facultate noi nu avem în Focșani. Avem niște filiale ale unor facultăți, dar ei se duc la facultate. Vlad Urcescu a plecat la Iași. Dar se poate face facultate. Marius Boicu. Deci vorbim de locurile întâi. 1, 2, 3. Au plecat de la Alin Stasă, de la Tier, care a ieșit în locul întâi în anul 2014, parcă a plecat la legitimare sau într-un fel să-i păstrăm sau după facultate să revină o chestie. Păi nu, e la facultate, este o chestie naturală. Deci ei termină clasa 12, dacă observați, toți cei care au rezultate sunt elevi. Sunt elevi. Au terminat clasa 12, pleacă la facultate. Ei concurează deja. Vlad Dulcescu s-a dus la un club la Iași, i-a asigurat masă, cazare, îi dă și o indemnizație. Normal că se duce, este tânăr și vrea să facă. Are profesor bun acolo, foarte bun, deci am înțeles, are rezultate. E normal, o chestie naturală. Noi suntem un județ mic, un oraș mic, Focșaniul, n-ai ce să faci. Județul Vrancea e mare, nu oferă foarte multe posibilități. Vă veți întâlni cu domnul ministru luni. Ce vezi ca să obțineți în afară de rezolvarea acestor probleme legate de necazurile din 2016? Din decembrie 2016. Din decembrie, atât cu sala, cât și cu personalul. Da. Alte speranțe de la discuția cu domnul ministru? Îi voi sugera, cu permisiunea dumnealui, chiar îi voi face o listă scurtă, îi voi da niște sugestii. Voi spune mai exact cine și unde a greșit în ultimii 6 ani. Unde s-a greșit sau poate nu cu nume și pe noi, imediat voi spune, dom'le, astea sunt greșelile care au fost făcute în ultimii 7 ani, din 2009, când eu conduc. Dacă domnul ministru în funcție va anula decizia fostului ministru, fostei referitor la? La trecerea... Dar nu mă interesează aceasta, cu polivalenta, da. Nu mă interesează. Nu. Mai grav este să o ia, să o facă. Cu numărul de fostul de la tabăra din Gălăciu. Acolo este problema. Deci se acolo problema. Este problema. Cu oamenii din instituție, acolo este problema principală pe care o discuta cu domnul ministru. Nici de cum sala polivalentă, oricum ele sunt... În condițiile acestea, tabăra mai este funcțională? Acum nu, în primul rând noi eram mai mulți sezonieri, doar muncitori, când cazam muncitori, atunci mai încasam niște bani. Pentru că se făceau lucrările când erau investiții în zona aceea, da, cu drumurile și în rest nu, acum nu vin oameni, pentru că ne costă mai mult încălzirea. Să încălzim tot complexul, ne costă undeva la 40 de litri de motorină pe oră. Pe oră. După ce se încălzește undeva la 400-500 de litri pe zi. De motorină. Asta înseamnă mult. La 50 de locuri de cazare, 54 de avem un complex, nu ne convine. Nu casăm banii pe chirie, banii de răzare justifică cheltuiala. Deci cheltuiala e mai mare decât încasarea și nu e ok. În 2017, din punct de vedere sportiv, va fi, după părerea dumneavoastră, mai bun decât 2016? Semne bune anulare? M-a surprins plăcut faptul că au apărut în top 3 doi sportivi care n-au avut rezultate foarte bun în 2015. Da, au apărut
au apărut Gheorghe Iași și cer scuze pe locul tău cine a mai fost. Dar sper să apară. Sper să apară pentru că sunt profesori de sport tineri. Chiar ieri vorbeam, ieri la tine vorbeam cu cineva, vor ieși mulți profesori de sport la pensie peste 2 ani și peste 3 ani. Și sper să ajungem în cazul unui deficit de profesori de sport, de antrenori. De antrenori și de profesori și de antrenori, pentru că antrenorii vor pleca vreo 5. Sunt convins că nu se vor duce și vor sta după aia pe canapea. Dar cum a făcut domnul Catrinescu, deci a continuat cu clubul personal și apreciez aici, nota 10, deci sunt profesori și antrenori care, după ce au ieșit la pensie, au continuat în privat și au antrenat. Sunt convins că vor ieși de acum la pensie. Gico Alexandrescu, Sandu Zisu. Va mai antrena Gico Alexandrescu, Sandu Zisu? Nu știu, n-am vorbit cu ei acest lucru, nu am discutat, însă sunt convins că nu se vor duce acasă să stea pe camata. Nu știu ce am referit cu acesta. Eu zic că se vor implica în viața sportivă, pentru că oamenii toată viața au trăit-o în sala de sport sau pe pista de atletism. Ați avut o declarație de presă, ne apropiem de finalul emisiunii, colegul Dan face semn. Ați avut o declarație de presă la sfârșitul anului prin care aș vrea să o comentați și pentru emisiunea Sportul de Vrancea. Prima emisiune din anul 2017, faptul că familia Bongu nu este de vânzare. Da. Au fost încercări urâte de altă. Nu, ieftină. O încercare ieftină. Și nu mă așteptam. De la din partea unor oameni pe care i-am ajutat personal și alături de care nu pot zic că am fost alături. Eu nu am fost niciodată membru PNL, dar aveam colegi din PDL, unde eu am fost membru și n-am uitat faptul că am fost membru. I-am respectat și nu pot să vii, mai ales după mizerie, e o poveste mai lungă. Am zis-o pe scurt. Fratele meu mi s-au promis și s-au dat pe hârtie funcții în prim vicepreședinte, deci am doilea om la organizația Focșani. Nu știu ce, în organizația Vrancea la PNL. Și am zis, nu sunt oameni funcțiilor. Eu aici la direcție, dacă stau pentru că îmi place. Eu mulțumesc de mine, dacă plec în privat. Deja am ce face? Am ce face, dar eu încasez bani privat. Dacă este ceva cu eu să vadă o declarație mea de avere, soția mea are firma ei, eu am firma mea. Deci eu mulțumesc Dumnezeu. Chiar pentru mine, eu seara mă plec dimineața la ora 7:30 și mă întorc seara când mă întorc. Și la 8:09 rămân peste noapte în tabără. Toată vara aceasta am fost în tabără. Zilnic, nici un director nu a fost închezat, să spunem așa. Angajați, domnule, suntem angajați 20 ani în tabăra asta. Niciodată n-a fost zilnic director aici, zice că am avut câte 200 copii în tabără. Mă implic personal, mie îmi place. Când voi pleca, voi pleca cu capul sus de aici. Voi spune asta, am lăsat, le voi spune asta, măcar vă luiți ceea ce am făcut eu. Am ajuns și măcar întrețineți ceea ce am făcut și la capitolul acesta, un minut, discutăm și de investițiile făcute de oameni. Sala, Catedrala Sportului Vrâncean arată în 2017 altfel. Vom lua și noi câteva cadre, Dan, la sfârșitul emisiunii. Ce s-a întâmplat? Frigiderul, așa cum era în 2007-2008, da, cum dumneavoastră l-ați dat în presă, nu mai este acel frigider, pentru că frigiderul sportului de atât, atât timp cât de dat. Ținu minte! De cum să extraordinar! Deci v-ați pronunțat odată că era directorul frigider și ce mai spuneați? Era congelator! Congelator, sau congelator, da, da. Așa și ați spus pe bună dreptate și acel fost director se întreba de ce este curent și de ce este frig. Păi, dar normal că dacă băgai până între pereții țară, nu cunosc. Nu. Nu ar trebui cu modă. Deci sala, de când o avem sub ordine, am izolat-o cu investiții de la minister, am izolat-o, am la interior tot ce am făcut, amenajările interioare și bine, scaunele vopsite teren, primul var dat după 15 ani de zile, a fost dat de mine, a fost varul dat, deci am acoperit varul original, care de fapt nu era var, se făcuse praf și era un fel de tencuială, praf cu mezeală, cu condens, se făcuse bolovani. Am făcut foarte multe lucruri. De aceea sper ca cei de la CSM 2007, după ce vor prelua, eu voi face iarăși poze, știți că atunci am făcut poze, cum arăta sala când am preluat-o și cum arăta după ce am făcut anumite îmbunătățiri. Acum am făcut alte, mult mai multe îmbunătățiri, voi face poze la predare și voi fi un critic foarte atent și voi vedea în detaliu, că eu știu în detaliu toate problemele sălii. S-au făcut multe promisiuni și au luat multe angajamente. Eu zic că nu se văd, nu că sunt... nu vreau să scobesc, nu este stilul meu, dar sunt realist. Cum am și zis... Și asta e întrebarea potrivită. Nu face cum va fi mai bine pentru sala sporturilor Vrancea? Cum a rămas, cum a fost până acum? Sau să fie preluată de către altcineva? Eu rămân la părerea că trebuia să rămână la noi. Bani de la minister care... Vă mai important la avea domnul ministru?
Nu cred că mai are deodată, din moment ce s-a pronunțat deja un ministru, de acum se așteaptă hotărâre de guvern, nu știu dacă mai ajunge hârtia pe la... Acum hârtia se va duce la guvern pentru hotărâre de guvern și după aceea se va face protocol de predare-primire. Nu-l voi semna decât dacă vor fi foarte clare aspectele. Cu angajații, cu spațiul acesta direcții care nu era trecut în... Ce vă face în continuare? Direcția va funcționa în spațiul acesta, în această clădire? Eu asta sunt convins că așa va fi. Sunt convins pentru că nu ai unde, în altă parte nu avem alt spațiu și nu ne vom duce în alt spațiu. Primăria nu are bani să-și întrețină spații de proprii. De dovadă, stadionul, vorbim de cele de sport. Da. Și nu numai, că sunt și grădinițe, grădinița numărul 2, de exemplu, școala numărul 2, unde sunt fetele mele amândouă. De exemplu, are toaletele făcute din banii părinților. Și sponsorizarea de demarcă, directorul de demarcă, fetița și norocul nostru, că este pe același palier. Extra, Marian Neguiță este directorul de demarcă. Și a sponsorizat de demarcă și a făcut o baie, ca acești copii să se ducă a copilor. Am uitat odată și a făcut poze în băile copilor. Și doamne directorul, s-a anunțat în anul 2017, interesant, important. Și toți se să Dumnezeu cu lucruri bune. A început un nou ciclu olimpic. De asemenea, nu văd, deci dacă domnul ministru și nu numai domnul, și la CSR, dacă nu se iau Covaliu, a fost, este campion olimpic la scrimă, știe cum se ajunge acolo. Sper să i-am urmărit discursul atunci când s-a luptat cu Gabriela Sabo pentru șefia CSR-ului. Domnul ministru este ministru tânăr și domnul Covaliu la fel. Dacă nu vor gândi o strategie cât mai urgent, 4 medalii, au fost 5, s-au anulat una la cea de la Hunter, da, s-a anulat. La Tokyo să avem alte... Am vorbit chiar cu furnizorul, de aceea că este prieten foarte bun furnizorul acelor materiale. A dat în judecată, va câștiga cu siguranță, are dovezile foarte clare că din Italia s-a făcut acea nemernicie. Nemernicia s-a făcut în Italia, el mi-a zis, Dani, eu am luat 78 de euro, a dat pe un costum și el a venit cu 82 sau 83. Gândiți-vă că se fac, sunt cheltuieli, deci el a câștigat undeva la 2 euro de un costum. E un nimic. Deci a avut prețurile foarte bune, a fost licitație, deci v-am zis, îl cunosc personal, m-am întâlnit și am zis, băi, ce s-a întâmplat atunci? Aș vrea să cred că viitorul sportului românesc nu va fi doar legat de faptul că haina face sportul românesc. Da, îți face imagine. La emisiune de următoare, a doua, pe anul 2017, să-i mulțumim domnului Daniel Gongo. Eu vă mulțumesc pentru onoarea de a fi primul dumneavoastră invitat pe 2017. Era și normal. Sper să ne vedem la sfârșitul anului sănătoși, să ne vedem cu bine și să facem o analiză a ceea ce s-a întâmplat în 2017. Sper să... Dar până atunci mai fac eu câte emisiuni. Dar nu e o problemă, vă stau la dispoziție. Eu vreau să... Transmiteți salutări de domnului ministru. Îi transmit. N-am avut ocazia să-i transmit. Dar chiar vreau să vă rog că n-a fost nicio ședință grea și nici doamna Lică. Da, nici doamna Lică. Dar poate domnul ministru va veni în... Îi voi sugera acest lucru pentru că... Una este să te cunoști cu ministrul din hârtii și alta este... Și poate ne va ajuta și pe noi cu o pistă de atletism și cu multe alte lucruri. Eu întotdeauna am spus, prima problemă este pista de atletism. Aici nu ține de Ministerul de Atletism și Sportului, ține doar de local. La mulți ani, un an bun, multă sănătate, mulțumim. Să ne dea Dumnezeu tuturor. Toate cele bune, numai bine, sportul de Francia vă așteaptă în continuare.